Biblia descrie Satana ca pe un înger căzut care a fost inițial creat de Dumnezeu, dar care a fost alungat din cer pentru că s-a răzvrătit împotriva lui Dumnezeu. El este prezentat ca un adversar al lui Dumnezeu și al oamenilor, care încearcă să-i ispitească și să-i abată de la calea dreaptă. Biblia îl numește și pe Satana ca ideavolul i sau i cel rău. În plus, în Biblie sunt relatate diverse întâlniri ale lui Isus cu Satana, în care acesta încearcă să-l ispitească pe Isus sau să-l înfrunte. Dar Isus îl învinge prin credința și puterea lui Dumnezeu. În Biblie, Satana este descris ca fiind un spirit malefic, care lucrează împotriva lucrării lui Dumnezeu și a credincioșilor. El este adesea asociat cu ispitirea, minciuna și distrugerea. În Noul Testament, Satana este prezentat ca liderul forțelor demonice și adversarul lui Dumnezeu și al credincioșilor. Unele dintre cele mai cunoscute pasaje despre Satana se găsesc în Cartea Genezei, unde este descrisă ispitirea lui Adam și a Evei în Grădina Edenului, precum și în Cartea Iov, unde Satana îl încercă pe Iov prin diverse încercării și suferințe. În creștinismul tradițional, Satana este văzut ca fiind responsabil pentru răul din lume și pentru tentațiile care îi îndeamnă pe oameni să păcătuiască. Totuși, credința creștină subliniază că puterea lui Dumnezeu este mai mare decât cea a satanei și că credincioșii pot învinge ispitele și răul prin credință și rugăciune. Există o varietate de interpretări și perspective teologice asupra naturii și rolului lui satana în Biblie și în credința creștină, iar acestea pot varia în funcție de tradiție și contextul cultural în plus, Biblia avertizează că Satana poate lua diverse forme și că lucrează prin intermediul oamenilor și al evenimentelor din lumea fizică. De asemenea, este descris ca un adversar care caută să înșele și să distrugă pe cei care îi urmează pe Dumnezeu. Totuși, Biblia oferă și asigurări că puterea lui Dumnezeu este mai mare și că credincioșii pot rezista ispitelor și atacurilor lui Satana prin credință și rugăciune, în ciuda acestei imagini întunecate. Învățăturile biblice subliniază că Dumnezeu este sursa luminii și a adevărului și că El oferă protecție și putere credincioșilor să îi împotriva răului. Astfel, credincioșii sunt încurajați să se îndrept spre Dumnezeu și să se bazeze pe El pentru a-și întări credința și pentru a rămâne puternici în fața ispitelor și atacurilor satanei.